1 iunie reprezintă cel mai bun prilej pentru a sărbători copiii și copilăria. Cu ocazia acestei zile, cei mici au avut parte de o serie de spectacole, vernisaje, ateliere de creație, dar și excursii tematice organizate de instituțiile culturale din Drobeta Turnu Severin. Astăzi, 1 iunie, în zi de sărbătoare pentru toți copiii de pretutindeni, municipiul Drobeta Turnu Severin și Palatul Culturii Teodor Costescu a fost ales de autorități ale județelor învecinate să fie gazda unor tineri talentați care au venit în excursie. Astfel, alături de profesoara Aura Stoienescu, o cunoscută instructoare de artă de la Centrul de Cultură și Artă din Târgu Jiu, toți s-au bucurat de vizita plină de surprize, fiind cuceriți de cele văzute și învățate aici. Am vrut astăzi, de 1 iunie, să oferim copiilor noștri de la Cobilița un cadou. Suntem Centrul de Cultură și Artă Cobilița de la Târgu Jiu. Avem o întindere oltenească. Avem chiar și copii de aici, din Mehedinți, care sunt alături de noi, o parte, și din alte județe ale Olteniei. Și este prima excursie pe care o facem acum, după ce pandemia s-a mai relaxat puțin, condițiile pandemice. Condițiile sanitare, și atunci am zis astăzi de 1 iunie să le oferim un cadou, pentru că noi lucrăm, avem și școală de artă, de muzică, de artă plastică, am făcut cu ei spectacole, am făcut cursuri și am zis astăzi să ne odihnim, să ne distrăm, să ne simțim bine. Venim să vizităm, venim să mâncăm pe Dunăre ceva pește, sunt copii, sunt părinți, sunt verișori, sunt prieteni. Suntem un autocar întreg de copii și de părinți care ne bucurăm să fim aici. Excursia intitulată sugestiv Am pornit cu Cobilița este un proiect de succes ce îi stimulează pe cei cu merite deosebite. Pasiunea mea este să cânt la vioară și am sărbătorit această zi de 1 iunie venind aici să vizitez acest muzeu și toate operele de artă. A fost grozav. Îți place la noi? Da, foarte mult. Tu de unde ești? Din Târgu Jiu. Păi am venit aici la Severin să mă distrez cu prietenii și colegii mei. Îți place arta, ești? Da, sunt un pasionat. Alesia este câștigătoarea a marelui premiu al Salonului de Pictură Arte Mici de anul acesta. Alesia se prezintă azi în fața noastră ca o mică, viitoare mare artistă. Aș spera ca peste ani de zile să putem spune că avem în fața noastră o mare, fostă mică artistă. Ea a depășit azi hotarele Novaciului, de unde vine, chiar ale județului Gorj, deplasându-se la Turnu Severin. Este primii pași pe care îi face dincolo de spațiul în care ea se joacă și se bucură de culori. Alesia are de partea ei talentul, pasiunea și îndemânarea. Lucrările sale sunt bunuri definitiv câștigate pentru copilărie. Aici sunt 52 de lucrări și în mare parte reprezintă natura. Dar unele reprezintă și copii care sunt veseli că este ziua copilului. Cât timp ți-a luat să realizezi aceste lucrări? Păi, eu merg la pictură de aproape 6 ani, doar că nu sunt toate picturile, sunt puține dintre ele. Când ți-ai descoperit această pasiune pentru pictură? Cred că m-am născut cu ea, dar o am mai mare de la 4 ani, când am fost la pictură, prima oară. Astăzi suntem prezenți la vernisajul expoziției artistei Alesia Diaconescu. Din punctul meu de vedere, poate fi una din cele mai mari artiste dacă va avea curajul să-și stăpânească emoția și să picteze de fiecare dată ca și când ar lua-o de la început. Alesia este câștigătoarea Marelui Premiu la Salonul de Pictură Arte Mici de anul acesta. Lucrările, cum puteți observa, sunt lucrări curate care aduc în expoziție puritatea, simplitatea și fantezia artei. Eu îi doresc succes și la cât mai multe expoziții și la mulți ani, pentru că astăzi e ziua copilului, e ziua copilăriei, la mulți ani Alesia, la mulți ani copii, la mulți ani copilărie. Povestea noastră a început în urmă cu 6 ani, când bunica ei mi-a adus-o la cursuri. N-am prea vrut să o primesc, pentru că avea 4 ani și noi înscriem la școala de artă copiii de la vârsta de 7 ani. Dar am făcut-o până la urmă și sunt foarte fericită pentru lucrul acesta.
Vă ziceam că e o prietenie care durează de 6 ani și îmi doresc să dureze cât mai mult. Avem aici un număr de 52 de lucrări și, cum am mai spus și la Novaci, sunt 52 de ferestre deschise către sufletul frumos al acestui copil și către universul interior. Și ce să vă mai spun? Suntem emoționate și fericite. Îi doresc la mulți ani și îmi doresc să fim cât mai mult timp împreună. Totodată cu prilejul zilei de 1 iunie, o tânără artistă din Novaci, Alesia Maria Diaconescu, a fost încântată să își prezinte a doua expoziție personală în cadrul unui vernisaj organizat la Castelul Artelor.